mulțumesc foarte mult. Am pregătit și un tort pentru tine. În cinci atați, îl dăm ție să mănânci pe tot. Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc, vă doresc poftă bună și încercați tot ce se gătește aici, e foarte bun. Tot văd pe masă aici multă mâncare colorată și multe, multe culori și mă inspiră să-ți spun că, într-adevăr, îmi place foarte mult bucătăria mexicană. Știm cu toții, bucătăria mexicană folosește foarte multe fructe, legume, foarte multe culori. După ce mănânc mâncare mexicană, mă duc în club să fac mișcare și beau tequila ca să mă ajute tequila să fac mișcare. Și a doua zi e invitat la mine la masă la mâncare mexicană, foarte picantă. Am încercat mâncarea mexicană la ei în Mexic și a fost foarte iute. Mie îmi place iute, așa că n-a fost o mare problemă. A fost foarte iute, dar foarte bună. Extraordinar de gustos. De la libaneză la mexicană e distanță mare, dar să știi că îmi place și mâncarea mexicană, deși e picantă și nu mă împac prea bine cu mâncarea picantă, pentru că am niște probleme cu stomacul. Dar îmi place, sunt fană quesadilla, tortilla, nachos. Mie îmi place mâncarea colorată, fierbinte și picantă. Adică bucătăria mexicană. Îmi place cel mai mult îmi plac bucătăriile orientale, chineză, japoneză, tailandeză. Bucătăria mexicană o privesc cu mare plăcere, mai ales că ea poate fi însoțită de o muzică foarte bună. Ador mâncarea mexicană, pur și simplu ador. Îmi place să mănânc iute, nu de fiecare dată, că n-am luăm foc, dar cât de des se poate. Eu fac un guacamole, așa, ca Mexic. Eu n-am fost niciodată în Mexic, dar pentru că îmi place mâncarea mexicană, am fost deseori în restaurante mexicane și le-am furat rețetele. Picant mănânc cu mare plăcere. Deci eu mănânc sushi, mănânc, merg la chinezi des și la japonezi, la indieni am fost și se mănânc într-un fel atât de iute. Deci picant, eu mănânc cu mare plăcere picant. Fiecare mâncare are gustul ei, are farmecul ei, nu știu, merită să gusti din toate. Îmi place specificul românesc, dar recunosc că nu pot să rezist în fața fructelor de mare. Deci astea sunt scoicile, dacă mi-e permis să spun, sunt un fel de seminte. Știi, când ai început să mănânci, e greu să renunți la ele. Și am vrut să-l cunosc în special pe bucătar, să văd pe mâna cui m-am lăsat în seara asta cu mâncarea. Și da, e foarte bine și că l-am văzut pe bucătar și ce a gătit. Fiindcă este foarte picant mâncarea mexicană, atunci vara este recomandat să se mănânce mâncarea mai picantă, pentru că corpul și ajunge la o temperatură mai înaltă imediat și nu o să mai transpire atât de repede. Uite, adică, am mai învățat ceva în seara asta, deci automat mai trec pe aici. Decât să bei un pahar cu apă vara, mai bine mănânci ceva picant. Ce bine m-am simțit, ce bine am mâncat, ce bine am dansat. Nu, n-am dansat eu, am dansat niște profesioniști aici, ne-au încântat cu un vals. M-am simțit foarte bine. Petrec aici prin bucatele alese de aici.